Etapa 10 a campionatului național fotbalistic a adus giurgiuvenilor o surpriză neplăcută. A doua înfrângere a Astrei pe teren propriu, de data aceasta în fața formației Bandurii Târgu Jiu. Astra a intrat în teren cu Lung, Cheiroș, Geraldo, Găman, Junior Moraeș, Dandea, Enache înlocuit de Lovin, Boldrin, Ioniță 2 înlocuit de Ninos, Deamorim și Alibec. Marele absent fiind capitanul echipei Constantin Budescu, aflat la botezul fiului său. Partida a debutat echilibrat cu atacuri la ambele porți, dar echilibrul a fost rupt în minutul 25, când vine primul gol pentru formația din Târgu Jiu, după ce Hora preia excelent în careu și șutează fără șanse pentru portar. Astra revine în atac și în minutul 36 obține un penalti, dar Boldrin șutează slab și portarul Pedro Bignote apără. Este al treilea penalti ratat în această etapă, după cele de la Chiajna și Asea Târgu Mureș. Minutul 40 aduce un Real asediu la poarta Pandurilor, apoi două minute mai târziu o bară incredibilă a lui Ninos. Repriza se termină cu 1-0 pentru Aspes, dar imediat după pauză Astra egalează prin Alibec în minutul 47. Meciul continuă echilibrat cu faze la ambele porți, apoi vine minutul 59 cu penalti pentru Pandurii, la un fault în careu a lui Cheiroș la Răduț. Un minut mai târziu Hora transformă fără emoții lovitura de la 11 metri și își aduce echipa în avantaj, stabilind de fapt și scorul final al partidei 2-1 pentru Pandurii, și Astra poate să piardă primul loc în fața lui Dinamo, care joacă astăzi cu CFR.